Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba cu aceste cărți pentru voi, cei care sunteți în fața micului ecran, da, și care sunteți într-o relație de dragoste cu cineva special din viața dumneavoastră. Văd că doriți să știți încotro se va orienta această relație. Sau pentru cei care sunteți singuri, singure în aceste momente, văd că și voi doriți să se clarifice această situație, da, până când va mai dura ea. Sau pentru cei care sunteți în separare, de partener, de parteneră, este clar că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta mai are șanse să se întoarcă în viața dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, dragile mele, despre ce este vorba în această etalare. Iată că prima carte din citire este acest card cu numărul 17 din Arcana Majoră, este cardul Steaua, da? Este o carte extraordinar de importantă care vorbește despre anumite dorințe pe care persoana voastră le are în aceste momente. Așadar, da, vedem pe cineva care va acționa în virtutea dorințelor pe care le are. Așadar, dacă este cineva acolo care își dorește să se apropie foarte mult de voi în această perioadă, să știți că va face această mișcare, da, văd că va uza de o anumită strategie în perioada următoare. Este o persoană care va pune ceva la cale în această etapă a vieții voastre. Da, va uza de o anumită strategie, după cum am spus, și va lua o decizie în ceea ce te privește. Poate că unii dintre voi sau unele dintre voi ați avut de-a face cu o persoană duplicitară, da? Ați avut de-a face cu o persoană despre care știați că mai avea pe altcineva în paralel cu intenția pe care o afișa în legătură cu voi. Da, din cauza aceasta văd că dumneavoastră nu v-ați arătat foarte serios sau serioasă în ceea ce privește această persoană, dar bineînțeles că pentru mulți dintre voi văd că această persoană constituie o tentație, da? Din acest punct de vedere văd că vă atrage foarte mult această persoană și să știți că și el sau ea simte aceeași atracție față de voi. Dorința acestei persoane este să se apropie iremediabil de voi în perioada următoare, să facă pași spre voi, să fie cu voi, cu alte cuvinte. Va dori să lase cealaltă persoană, dacă mai avea pe altcineva în viața sa, da? Să se orienteze în mod definitiv spre tine, da? Pentru că dorința pură a lui sau a ei în aceste momente tinde spre tine și doar spre tine, dragul meu sau draga mea. Hai să vedem ce va tinde să facă această persoană cu scopul de a te avea în viața sa, da? Și iată că avem aici Doiul de Pentacule, dragii mei, dragile mele, o altă carte destul de interesantă din această citire care aduce în prim plan ideea acestei pendulări a acestei persoane, da? Pentru că vedem că, în general, până acum această ființă a fost destul de confuză, da? A manifestat această confuzie în legătură cu tine, în legătură cu voi, cele două șanse, cele două oportunități la iubire din viața sa. Da, adică tu și cealaltă persoană. Ei bine, da, dacă această persoană a pendulat între două ființe, iată că în perioada următoare va trebui să aleagă, pentru că altfel va risca să rămână fără niciuna dintre voi. Da? Cu atât mai mult cu cât voi două, să zic așa, sunteți femei, da, și știm cu toții că femeile au acest simț extraordinar, al șaselea simț, să-i spunem, da, care vă va ghida în relația cu această persoană, adică veți simți întotdeauna că mai există cineva la mijloc, în afară de voi. Așadar, da, veți aștepta ca persoana voastră să facă această mișcare și să spună odată pentru totdeauna pe care dintre voi o va alege. Da, așadar, vedem în perioada următoare, dragii mei, dragile mele, că persoana voastră va face următoarea mișcare în viața sa, următoarea mișcare de a lua decizia vieții sale, da?
Și este firesc că trebuia să facă această alegere, această persoană, pentru că nu mai putea să meargă la nesfârșit în confuzia în care se găsea. Hai să vedem și următoarea carte. Dragii mei, dragele mele, iată că aceasta este Șaptele de Pentacule, o altă carte foarte bună care vorbește despre semințe, despre rezultate, despre muncă. Și poate că unii dintre voi vă veți spune, ei bine, dar despre ce muncă vorbim aici? Pentru că nu poate fi vorba despre muncă când vorbim despre relații. Ei bine, dragii mei, dragile mele, să știți că vă înșelați, pentru că chiar și acolo unde vorbim despre o relație, mai ales acolo unde aceasta durează de mai mult timp, este clar că cei doi depun un oarecare efort, da? Pentru consolidarea acestei relații, pentru ca aceasta să se mențină la un anumit nivel. Da? Ei bine, din anumite puncte de vedere, văd că cel puțin unul dintre voi, poate că această persoană, da, văd că la un moment dat a sădit niște semințe acolo vis-a-vis de tine, da? Poate că a avut o discuție mai semnificativă cu tine, da? Poate că a discutat cu tine despre dorințele sale, a discutat cu tine deschis despre sentimentele pe care le are față de tine, despre atracția sa față de tine, despre dorințele voastre la unison, despre intențiile sale în ceea ce te privește. Și a fost foarte onestă această persoană cu tine, ceea ce te-a făcut să vezi în el sau în ea un posibil sau o posibilă viitoare partener. Da? Așadar, acele semințe pe care le-a sădit la un moment dat în această conexiune cu tine, văd că vor da roade în perioada următoare și se va crea o apropiere din ce în ce mai mare între voi doi. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta este din oracol. Da, este ceva ce nu se va împlini în această zi. Da? Cineva care poate suferi în această zi, cineva care evită o conversație, un telefon sau o persoană, cineva care stabilește tot felul de limite, tot felul de limitări, dar cineva care rămâne în continuare supărat sau supărată pe persoana sa sau pe o anumită persoană. Da, dragii mei, dragile mele, dacă evitați o anumită persoană, dacă evitați să vorbiți cu persoana voastră în această zi, dragii mei, dragile mele, e bine să știți că acest lucru se va întâmpla la un moment dat totuși, așadar va trebui să vă înarmați cu foarte multă răbdare, dar și cu foarte multă înțelegere vis-a-vis de persoana voastră, da, pentru că acesta sau aceasta va veni cu toată sinceritatea, așa cum v-a obișnuit spre voi. Și chiar dacă într-adevăr a avut de făcut o alegere foarte grea, să știți că această alegere a făcut-o din toată inima, da? Și ascultându-și pe deplin intuiția, da? În momentul în care s-a orientat spre voi, dragile mele sau dragii mei. Hai să vedem încă o carte. O carte din oracolul viziunilor spirituale. Iată că avem aici cardul cu numărul 29. 29, care vorbește despre tentație, rezistență și voință. Ce este cu acel ingredient numit interzis de ne stârnește apetitul? De la răsfățul inocent al unei noi bucăți de ciocolată, la mai importantele fructe interzise ale comportamentului social, suntem adesea ispitiți. Cedăm chiar cu riscul afectării sănătății noastre, a relațiilor cu ceilalți și a bunăstării noastre generale. Abilitatea noastră de a vedea dincolo de iluzie, de a cântări consecințele și de a rezista tentației este o măsură a voinței, a caracterului și a puterii noastre. A ceda sau a rezista este o alegere care ne definește. Un bufon cu coarne dă la o parte draperiile dezvăluind un măr și un șarpe, simboluri ale ispitei și ale păcatului originar.
Un dans în stil Salomea se manifestă ca o viziune într-un cazan în flăcări. Pe măsură ce înțelegem slăbiciunile noastre și motivele din spatele lor, ele își pierd puterea de a ne controla. Diavolul devine un simplu om cu o pălărie caragioasă. Așadar, da, iată că în această etapă a vieții voastre, dragii mei, dragele mele, se pare că persoana voastră se va orienta dinspre tentația sa, spre cealaltă persoană din viața sa și tendința sa de a se orienta spre tine, da? Tendința aceasta atât de firescă, atât de firească, atât de obișnuită, da? De care se simte foarte atras sau atrasă. Ei bine, da, dragii mei, dragile mele, exact cum spuneam mai devreme, această persoană va rezista ispitei sale, da, va rezista tentației de a merge în continuare pe un drum greșit, pe un drum fățarnic, pe un drum dual, da, și va face această alegere exact așa cum ți-ai dorit și tu, dragul meu sau draga mea. Hai să vedem mai departe următoarele cărți. Iată că avem aici un 3 de cupe alături de cartea Steaua și da, dacă această persoană în sfârșit a avut o strategie bună, acest lucru se va dovedi în viața dumneavoastră și veți vedea că sunteți la un pas de a vă îndeplini cel mai mare vis al vostru și anume acela de a fi în relație cu o persoană care, despre care să știți că vă dorește cu adevărat. Da? Alături de această persoană, dragii mei, dragele mele, veți putea spune că sunteți capabili sau capabile să mergeți până la capătul lumii. Da, veți sărbători această decizie a acestei persoane și veți sărbători faptul că sunteți împreună în continuare și că vă puteți orienta începând din acest moment spre o viață împreună, spre o viață plină de succes. Hai să vedem încă o carte. Wow, dragii mei, se pare că nu doar această persoană ia decizia să fie cu tine, dar se pare că decizia sa este mai mult de o decizie de a te alege. Este clar că această persoană te va alege pentru totdeauna, da? Cu această carte, Marele Preot, și cu Doiul de Pentacule în spate, este limpede, da? Că persoana ta, draga mea, mai ales dacă ești femeie, așteaptă-te să-ți facă acea propunere de zile mari în această zi, și anume aceea că vrea să faci parte din viitorul său, da? Vrea să fii soția sa, această persoană. Este bine că și-a dat seama în sfârșit de dorința sa adevărată și iată că avem aici și magicianul alături de șaptele de pentacule și dacă în urmă cu ceva timp această persoană făcea pași timizi spre tine, iată că acum se află în deplinătatea actelor sale, da, și poate să declare cu tărie și tar și cu deplină forță faptul că își dorește să fie alături de tine și faptul că își va asuma începând din acest moment această conexiune pe care o începe în acest moment de la zero alături de tine, dragul meu sau draga mea. Așadar, da, așteptați-vă la o viață plină de surprize minunate, dar și plină de succes. Și iată că vă veți bucura unul alături de celălalt de flirt și de joacă. Pentru a recaptura romantismul, îngăduie spiritului tău tineresc să strălucească alături de această persoană. Da, dragul meu, draga mea, îngăduie persoanei tale să flirteze cu tine și devino și tu jucăuș sau jucăușă alături de acesta sau de aceasta. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!